Începem partea întâi cu Iubite voi, Doamne, melodie de Evgenie Humulescu, armonizarea Nicolae Lungu. Solistă Maria Cazacu, elevă la Colegiul Național de Arte Tinu Lipati, secția Oboi. Dirijor, maestru Jean Lupu. Vă dorim audiție plăcută! În 95, când mi-a fost acordată crucea patriarhală de către prefericitul Teoctist, am mulțumit delegatului Patriarhiei, spunând public, era aceasta la sala radio, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Cuvintele psalmistului. Acum la 80 de ani, primind ediția nouă a crucii patriarhale din partea prefericitului Daniel, aceasta pe care o port, primind recent această cruce patriarhală, am vrut să deschid concertul cu această declarație. Iubite voi, Doamne! În continuare, îl invit în scenă și dau cuvântul preasfințitului Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal.
Prea iubite părinte arhidiacon Jean Lupu, stimate domnule consilier prezidențial Sergiu Nistor, distinsă audiență, sunt aici pentru a transmite un cuvânt de felicitare și de binecuvântare din partea prefericitului părinte patriar Daniel, întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române. Așa cum deja ne-a introdus în acest moment părintele sărbătorit, domnia sa a primit în 1995 crucea patriarhală pentru mireni, atunci fiind doar profesor de muzică. După ce a intrat în cler prin taina hirotoniei în treapta diaconiei, a primit din partea aceluiași patriar teoctist și crucea patriarhală. Iar în anul acesta, oarecum în ajunul aniversării vârstei de 80 de ani, preafericitul părinte patriar Daniel i-a pregătit o sărbătoare în prezența membrilor permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai membrilor adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, în cadrul căreia i-a fost acordată sau i-a fost acordat cel mai înalt ordin al Patriarhiei Române, crucea patriarhală pentru clerici. De aceea sunt foarte fericit că pentru acest moment în care părintele Jean a dirijat corul interpretând piesa Iubite Voi Doamne, s-a îmbrăcat în straiele preoțești, mărturisind că împreună cu, sigur, cu psalmistul, că va cânta Domnului până la sfârșitul vieții și dorim ca acesta să intervină cât mai târziu, întrucât părintele este în toată puterea și mai ales este animat ca pe tot parcursul vieții sale de această dragoste nesfârșită pentru muzică în general și pentru muzica bisericească în special. Nici o altă instituție din țara aceasta n-a cultivat muzica mai mult decât Biserica Ortodoxă, începând cu secolul al IV-lea, cu Sfântul Niceta de Remesiana, care a compus celebra piesă Te Deum Laudamus, Pe tine Dumnezeule te lăudăm, și până la Filotei, fostul prim-ministru al voievodului Mircea cel Bătrân, care intrând în monahism a compus câteva cântări originale aparținând începutului muzicii noastre naționale, pripelele, și până în secolul 20, când o mulțime de teologi, absolvenți de seminar sau de facultăți de teologie, au îmbrățișat cariera muzicală, devenind compozitori, muzicologi, folcloriști și așa mai departe, exact cum s-a întâmplat cu părintele Jean Lupu, care este absolvent înainte de toate al Seminarului Teologic din Craiova și unde s-a îndrăgostit de muzică pe care a slujit-o cu aceeași abnegație ca și altarul. De aceea a considerat că atunci când a fost posibil, după prăbușirea regimului comunist, să îmbrățișeze și preoția, diaconia. În felul acesta, noi suntem foarte recunoscători pentru această muncă de 60 de ani. Remarcăm faptul că în corul pe care îl avem în fața noastră și pe care îl felicităm deodată cu părintele Jean Lupu, pentru că nu este doar, așa cum a spus, o sărbătoare a domniei sale, ci a întregului organism, sistem pe care l-a inițiat, l-a crescut, l-a dezvoltat, l-a cultivat, l-a sprijinit și așa mai departe, și care ne oferă această perspectivă a diversității culturii românești prin multitudinea costumelor naționale pe care le îmbracă fetele, că sunt majoritare în acest cor. Noi îi mulțumim pentru că foarte multe fete de preoți din București și din apropiere au fost asimilate acestui cor
Și lucrul acesta îmi amintește de ani când eu eram student la Facultatea de Teologie, dar nefiind bun la muzică, n-am avut această șansă. Mulți colegi din colegii mei, foarte buni interpreți de muzică, au fost adoptați de, pe vremea aceea, domnul Jean Lupu, dirijorul corului Inspectoratului Municipal București. Și deci e o cunoștință foarte veche și sunt foarte onorat de faptul că particip în seara aceasta la această aniversare a domniei sale și doresc nu doar în numele Părintelui Patriar Daniel, care m-a delegat aici, ci în numele meu, al preoților care au avut și au copii în acest cor, în felul acesta oferindu-le o preocupare care să-i ferească de alte multe ispite ale veacului pe care le cunoașteți foarte bine ca părinți sau bunici și să îi doresc din toată inima multă sănătate și multă putere ca această activitate, chiar dacă a încredințat-o unei ucenice pe care a apreciat-o și iubit-o, noi dorim să-și continue această activitate de protector, de ocrotitor al acestui cor încă foarte mulți ani de acum. Îl îmbrățișez în numele bisericii pe care o reprezint și dorim într-un mult și fericiți ani!